Domnule doctor, ați avut un caz la Cavnic. Despre ce e vorba mai exact? Este vorba de un pacient electrocutat care, în urma evenimentului respectiv, în contextul arcului electric format datorită tensiunii înalte cu care s-a electrocutat, a suferit și numeroase arsuri extinse la nivelul corpului. Din fericire, pacientul conștient și stabil hemodinamic, l-am transferat de la Spitalul Cavnic la Spitalul Județean Baia Mare. Știți cumva unde s-a întâmplat incidentul? Ce făcea omul acolo? Pacientul nu a putut să ne relateze nimic de genul ăsta. Urmează ca cei în drept să facă investigații în ce condiții s-a electrocutat.